Salutare oameni și v-am găsit la un episod de Captive Minecraft, Minecraft Captive, cum vreți voi, de sus în jos, de jos în sus, cum vă face pe voi mai fericit. Bun, astăzi eu sunt 30 de mași, bine, adică și ieri am fost 30 de mași și mâine sper că voi fi 30 de mași, dacă nu fără vreun idea în contă, dar în fine, haideți să vorbim despre așa ceva. Bun, data trecută știți că am găsit chamber-ul ăsta, frate, silozul, vault-ul ăsta, ce naiba o fi, cu portalul ăsta satanic, Death Star, piu piu piu, garmă de trage și nu știu, ok, și va habar n-am. Și nu știu ce am făcut noi, eu aici am apăsat pe butoane și am dat cu bulgări de zăpadă în cifre zburătoare, malefice și nu știu ce dracu am făcut, dar am deschis o fucking groapă a infinitului în podea. Și mi-e frică să mă apropii de ea, ok? Arată foarte spooky. Apar, mamă, dar totuși blocul ăla de coarță arată foarte bine acolo. Ok, cred că o să trească să mergem să vedem ce aici. Adică așa am promis. Ok, hai să vedem ce e aici. Te aș mă uit așa. What? Jump point. Spawn block. What? Uite, am găsit chestii, am găsit bogății! Ce mișto! Ce mișto e chestia asta! Oh my god! Am găsit un portal! Ok, deci, chiar era un portal, bine, dar era un portal, dar nu era un portal satanic, like, efectiv e un portal care... Bă, dar ce m-a speriat, frate! Doamne, bă, dar ce m-a speriat, frate, am apăsat spezi, era acolo ceva, jump point, era, jump, are jump-ul în nume, oare ce se întâmplă dacă apăs pe space ca să s-a și m-a teleportat în sus, oh my fucking god. Ok, super mișto că există așa ceva. Aolo, doamne, aolo, doamne, inima. Băi, da, frate, bă, da, ce cool e chestia asta. Acum avem un portal și dacă vrem să intre, pop! Ok, haide să ne facem aici o scară. Au, ok, nu vreau să fac asta chiar. Piu! Hai, bă, cine mai are, frate, mă, teleporter la el în casă? Ia spuneți-mă, a? Mai are careva teleporter la el în casă? Nimeni nu mai are teleporter la el în casă. De ce? Că sunteți toți mari fraieri. Nu mai șmechireau teleporter în casă. Ok, și acum bănuiesc că nici măcar nu o să mai am nevoie de chestia aia, de ce naiba po fi chestie stupidă, dubioasă, să-i zic, scara mea în spirala aia de podetezi în tot sufletul meu. Dar vreau să văd oare ce e aici. Ah, n-am cu ce să sparg. Ok, hai să mergem să luăm ceva. Pup! Bă, ce cool e! Băi, frate, ce cool e chestia asta, mă, deci mă jur. Mi-a luat ceva timp, ok, a necesitat ceva IQ ca să-mi dau seama cum se folosește chestia aia și ce naiba e și cum se descifrează, dar m-am descurcat, ok, sunt bea mare, uitați, am 4 lingouri de aur, mai am nevoie de 4 netherite scrap și îmi fac ceva de netherite. Da, și mai am nevoie și de un smithing table și de 1.16, noi suntem pe 1.11. Bun, deci ce aș vrea eu să fac? Ia, deci dacă iau teracota, iau un popi. Ok, ceva nu vreau să scric floarea. Mă gândeam să încerc să fac chestie de asta colorată și like să, I don't know, să o sparg sau ceva, nu știu. În fine, treaba mea. Dar haideți să ne gândim ce facem acum, adică știm sigur ce facem acum. Ne facem niște bețe cu care să le folosim împreună cu 6, adică nu facem bețe, 4 bețe cu 2 dale la dă. Iron, ne-am făcut 2 pickaxe-uri de iron, oameni buni, 2 pickaxe-uri de iron. Deci, suntem cei mai stacați oameni din tot universul ăsta. Oh, uite, am găsit și un cloak of invisibility. Oh, și mă face invizibilă chestia asta. Holy hell! Oh my god, ce mișto! Am găsit o chestie care mă face invizibil! Băi, nu există nimic mai mișto, frate.
Să găsești, frate, ceva ce te face invizibil. Ok, și acum că stau să mă gândesc, dar trebuie să iau Lingering Potion of Luck-ul ăsta în caz că găsesc niște diamante și să-l arunc pe mine. Pe partele astea două aș putea să le repar că mai dau încă 10%. Prismarine Crystals. Ce să fac cu stupizenile astea? Ok, dai să-mi dau ăsta jos că e arată ciudat. În fine, haideți să mergem sus. Da? Hai să urcăm spre subsol. Seama că noi ne permitem să urcăm pe spre subsol deoarece, avem fucking jump point. Yes, avem jump point. Ce mai frate jump point? Ok, uite, aici de exemplu am putea să facem o gaură. Ah, god, ok, o să fie o gaură foarte mare. Și uite, am găsit niște fier. Ok, asta îmi place. Deci mi-ar face foarte mare plăcere ca după ce fac chestia asta să ne îndreptăm spre mijloc. Hai că spre 1000 cu 1000. Hai, mai am 5 blocuri. Cât o-i mai avea? Uite și deja încep să aud chestii, aud un păiangăn fericit care mârie și pârie și îi place foarte mult să mârie și pârie, zici că e în ochi. Ok, și aici într-un fel de 0 cu 0, deci noi ar trebui să facem asta, uite, așa. Ok, bănuiesc că dacă tot dau așa gaură în jos, ar trebui până la urmă să dau de mine aia, cum s-a întâmplat de fiecare dată. Hai că într-un fel o spirală cu chestia de asta încerc jos. Da, în fine, oricum, nu uitați să apăsați și voi, oameni buni, pe butonul de like și pe ăla de subscribe. Adică mai mult pe ăla de like ca să vă văd aprecierea și să fiu foarte, foarte, foarte fericit. Și ce am găsit aici? Da, și pe ăla de subscribe în caz că vreți să nu ratați episoade. Și bănuiesc că nu vreți să ratați episoade, mai ales livestream-uri, adică ar fi păcat, ar fi păcat. Ah, ceva interesant aici sus? No. Well, eu aș fi pus un secret acolo, dacă eram developer. Dar nu sunt, deci nu pun. Așa e melodia asta, e așa de stupidă. Oh god, aud silverfish. Nu-mi plac silverfish-ii. What? Uite, asta nu e de silverfish. Ok, să ne punem cloak of invisibility pe noi. Au. A, de ce mai e la bătaie? Sunt invizibil, n-ar trebui să mă vezi. Nu, se omor repede că se fac mai mulți. Așa, arzi chestie stupidă. Așa, să-mi pun aici asta. Uite un zombie, hello zombie. Ok, trebuie să-mi fac chestia asta ca să-mi completez și o scară. No, iară de asta. Au, mă lovește! De ce mă lovește? Nu m-a mai lovit, bă, dar mult HP mai are. Și aici pică zombie din cer. Cumva zombie ar pica din cer, sper că mi s-a plăcut. Ia uite altul de ăsta. Ha, nu poți să ajungi la mine, că ești fraier. Uite un cufăr. Protection 2. Okay, clay, cookie, gold nugget și... Da, asta, protection. Oh, god! Ah, pentru că am fucking portal aici, maj, naiba de spawner, stupid, n-am nevoie de tine. Oh, my god, repede să spargă astea, deoarece sparg cuburile de silverfish. Ia uite și se fac din ce în ce mai mulți. Și de ce se regenerează așa greu sabia asta? Ah! Oh my god, cât sunt. Oh my fucking god, cât de mulți sunt. Cred că mor aici, oameni buni. Cred că aici ne-a fost, ne-am distrat și noi. Acum este o să mă gândesc, nu sunt chiar așa de periculos, adică aș putea să plec și să mănânc ceva. Sper.
Ok, lăsați-mă un pic și pe mine să mi se facă HP-ul, vă rog eu mult. Oh my god, își vinde peste tot! N-am eu un flint and steel, frate. Oh my god, oh my god! Mănânci de silverfish, frate. Bă, dacă demulțesc. Asta ziceam, frate, că trebuie să o omor repede. Băga-mea și picioarele. Oh my god, cum ai scap eu de ei acum? Cum ai scap de ei? Oh my god. Ok, și ceva. Deci, mă pun aici așa. Nu uite, deci mănânc ceva. Așa, frate, trebuie să existe un unghi în care eu să pot să dau în ei și ei să nu poată să dea în mine, ok? Doar aceea sunt fucking Steve Longarms, ok? Dacă nu știați, ăsta e al treilea nume al meu, Long. Și al patrulea Arms. Oh my god. Vă da mulți mai astăzi, fraților. Unde sunt, mă, ăștia? Ce-a făcut ăla, m-a căzut în portal? Nu, iau te-l. Vino, mă, încoa. Băi, unde fugi? Băi, trebuie să ne batem. Hai mă să ne batem. Hai mă, ai tupeu? Acum ai tu. A, acum n-ai tupeu când ești singur. Ați e frică, ați e frică. Oh my god, dar Carlava aici. Ok, Trebuie să omor chestiile astea ca să nu se distrugă tot fortress-ul ăsta, ok? Bă, da, frate, bă, dar totuși e mare. A, da, și am găsit un Ender Portal. Yay, am găsit Ender Portalul. Ce bun suntem, am frate, dar văd că mai avem nevoie de încă, holy hell, 8 achievement-uri mai avem nevoie. Nu, 7. 7 achievement-uri. Asta e destul de multe achievement-uri. Ia uite-l pe ăsta. Holy fuck. Ce tupeu are. Au? De unde mă lovește? Ha, dar uite, like, văd că ar fi ceva... Da. Aha, 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 știam eu, știam eu. Holy hell, și cât zombie sunt aici. De ce sunt așa de mulți zombie aici? Și trebuie să fie asta o capcană? Intentional game design, ce e asta? M-aș mai bază zombie stupizi. Bă, dar prin toți pereții, frate, pește ăștia de argint. Mi se spar sabia! Dă-le cu toporul, frate! Ok, nu mă așteptam să mi se spargă sabia, sincer. Au! De cu toporul, dă-i, frate, cu ce ai! Ah, a dispărut, ok. Ah, ok, pe aici nu pare să mai fie nimic. Doar... zid și cam atât. Ok, am înțeles. So, atunci haide să plecăm și noi de aici. Bă, am găsit noi, fraților, Ender Portal. Oh my god, ce băieți cool suntem. Mă, băieții cool la Ender Portal. Aici, mi-e știu că am găsit Ender Portal-ul, dar nu am găsit. N-am găsit un diamant, frate. Vreau și eu un diamant. Chiar, deci jocul ăsta chiar mă pune să minez ca ultimul idiot după un diamant. Că nu prea am cum să mai fac mai niciun achievement dacă n-am diamante, ok? Chiar am, deci asta înseamnă că chiar am mare nevoie de diamant. Oh my god, cât de mult mi s-a luat din Cloak of Indivisibility-ul ăsta. Foarte periculos, să știi. Indeed. Ah, yeah, în fine. E ok, ceva e bine, e bine. Că nu suntem la suprafață. Suntem atenți și cum mai am reușit să ratez lemnul ăla. Și că suntem în viață și suntem fericiți și... Da. Dar nu mai fericit dacă găseam un diamant. Să fim sinceri acum.
Da, deci până la urmă vedeți că tu trebuie să încep să mă plimb după diamante. Ce cam nașpa. Adică nu diamantelez nașpa, e nașpa că nu găsesc diamante. Dar probabil dacă mai minez pe aici și chestia ar trebui să găsesc, nu? Nu? Sper. Ok, hai să mai fac. Asta o să fie ultima mea sabie. De fier. Mai ce vezi că încep să nu prea mai am fier. Ba, nu, problema știți care? Cred că problema este strategia mea de minat, ok? Deci cred că trebuie pur și simplu să vin așa, frate, și să minez. Nu? Uite, ia, bang, primul strat. Până la border. Următorul strat. Până la scară. Vezi, mă, totul constă în tehnică, oameni, ok? În tehnică. Și dacă tot continui eu să minez așa, ar trebui să încep să dau de chestii și nu știu. Aici ați luat 1000, aici fac așa o gaură. Ok, și de-ar fi să fac într-un fel. Înțelegeți, nu așa un fel de tunel, chestie care să facă nu știu ce. Mă, asta am pus să mă gândesc că chestia asta ar trebui să fie, deci dacă mi se pune jumătate, întotdeauna cu un bloc în fiecare, și dacă aș începe de pe mijloc, chestia asta ar fi cel mai bine. Ok, deci de pe mijloc să fie. Deci acum, efectiv, cred că pur și simplu, da, asta o să fac, o să stau. O să minez piatră ca să găsesc fier și cam atât. Adică diamante nu am, ce achievement să fac nu prea am. Deci, da, sunt destul de vai de capul meu. Asta o să mă gândesc. Cred că ar fi mai bine să minez așa direct pe lângă border. Să fac așa un fel de, să-i zic, un fel de cerc chestie și like minez și fac piatră și fac un ceva, un, nu știu, anțeles vei de o chestie care dă bocoluri pe lângă border. Da, ce animație mișto are, mă, mie îmi place, mă cam, you know, mă cam. Mă cam transformă în mascul chestia asta. Îmi cam place. Ok. Deci ar trebui într-un fel să minez așa. Nu? N-am găsit nimic. Bun, acum minez așa. De fapt, acum asta o să mă gândesc. Ar trebui să minez, like, 2 la 2. Nu? Ha, dubios. Ok, și ceva lăsați-mă să-mi fac tehnica. E nimic, da, ok, bine. Minesc cum trebuie. Asta e aici, deci acum, de exemplu, aici încep iară să minez, nu? Dar dacă o să minez și așa câte trei, ok, că mi-e cam lene. Ok, ia acum minez cât 3 până la border. Aici aș mina 3. N-are niciun sens. Aici ceva minez 3, nu contează. Sunt, eu sunt mai fancy, eu, oameni buni. Ok, minez până la 3. Bine, haideți să ne gândim la ceva despre care să vorbim. Am zis că mă interesez despre subiectul ăla dacă lemnul crește în copaci. Nu m-am interesat. Că pe bune, nici măcar nu cred că dacă a scris cineva așa ceva, că dacă lemnul crește în copaci, like, what the fuck? Măcar există propoziția asta? Măcar are vreun sens? Dar uite, îmi place border-ul ăsta, că like, pot să-l folosesc să-mi delimitez, da, chestia. Hai că stai să te gândești un pic.
Lemnul ar crește în copaci, deoarece copacul într-un fel e lemn. Sau, like, ce este copacul? Copacul este lemn? Copacul este frunza? Copacul... oare care este într-un fel aria conceptului, aria pe care o acoperă conceptul de copac? Înțelegeți? De aceea e ceva. Că, like, uite, de când ești că, bă, lemnul e în definiția de la copac, da? Și, like, nu știu. Like, te gândești, bă, ceva din definiție crește în ceva, într-un concept. Nu, lemnul, ok, deci lemnul nu crește în copaci, deoarece ceva mic nu poate să crezi într-un fel ceva mai mare. Like, dacă într-un fel stai să te gândești și dai un fel de zoom pe concept și îți dai seama fi cum este pus conceptul lemnului, cum este pus conceptul nu mai știu eu ce. Ești, like, vă dați seama că n-are niciun sens. Deci mai ales că lemnul nu crește în copaci. Bun, deci am aflat și asta. Să fim mândri de noi. Bă, vă dați seama ce descoperire am făcut? Dacă lemnul crește sau nu în copaci. Doamne fer. În fine, haideți să-mi fac un pickaxe de fier. Ok. Acum, ok. Pe până că aveam deja lemn. Ce stupidus. Așa, un pickaxe de lemn pe care să-l pun în cufăr, ok? Dar ce nu mai am nevoie de fier? De chestie. Nu, invers, așa. Ăla în cufăr, da? Deoarece chiar nu vreau să încep să-mi folosesc stupid resursele de fier și de alte chestii. Da, deci am ajuns la concluzia într-un fel că lemnul crește în copac, dar de fapt lemnul nu crește în copac. Depinde din, de fapt depinde din ce chestie, cum privești problema. Adică lemnul crește în copac ca un fruct? Nu. Lemnul face parte din copac? Da. Deci cam asta este concluzia la care am ajuns. Este doar o întrebare prospusă. Până atât, deci cred că cam atât a fost și cu episodul ăsta. Am vorbit destul despre copaci.